pentru sau aprobați sau vor să vă creșteți? Toate motivele pământului, până la 61, când la Casa Poporului era o licitație de felicitări pentru Paște, buget 12.000 de euro, pe noi ne costa să le producem la tipografie 200 de euro. Și am zis, ok, ne ducem și ofertăm 500 de euro. Cât poate. Colega aia nu ne vor descalifica pentru că e prețul prea mic. Mergem așa, nu se poate. Ideea că am primit notificare, prețul prea mic, dubios, nu dau eu o formulare acolo, nu depozitați încredere, eu am nebunit, dar nu se poate. Fac asta de 10 ani de zile. Cum se spune că nu știu să fac niște felicitări. Am luat într-un troller, le-am vândut de pliante, cataloge, broșuri, am mers la direcția de achiziții, cum se numește acolo, am intrat un pic pe Călin că merg la cineva, o mătușă, de efectiv am mințit, am intrat în biroul doamne, și foarte articos am deschis trollerul și am pus pe birou toate pliantele, broșurile, cataloge. Ideea e că m-au scos afară cu baza, făcând scandal și aproape m-a arestat. A doua zi m-au sunat, era Roberta Anastase, m-au sunat și am semnat contract. Eu spun cu ProTV, din astea, adică efectiv era disperat. Ideea este că anul trecut am încasat din direcția asta 2 milioane de euro. Nu știu dacă e mult, nu știu dacă e puțin, dar sunt niște bani, plecând după 60 de proiecte eșuate total. Că am crezut foarte tare în direcția asta, am muncit, zic eu, destul de mult și s-a întâmplat să devină un proiect care este stabil, acum are echipă proprie, cred că 10 oameni care se ocupă de divizia asta. Și cumva am simțit bine oportunitatea. O oportunitate care nu este la fel de succes deocamdată, dar sper eu, deși a trecut un an de zile, este un proiect care se numește Evaluare Digitală. Poate sunteți familiarizați cu acele concursuri gen Kangoo? Mm-hmm. Ah, super. Ăsta este început în perioada în care aveai voie să faci proiecte de genul Kangoo, adică teste în școli, la diferite materii, pe bani. Dădeau părinții 20-30 de lei și primeau o diplomă, era totul foarte transparent, doar că a fost un scandal în Ministerul Educației, s-a considerat că sunt șpăși la profesori și nu știu ce, și s-au interzis în școli. În momentul ăla, super oportunitate, mutăm totul online. În România există undeva în jur de 1.600.000 de copii clasele 1-8, adică piața imensă, se dovedise că funcționează, toate companiile alea încasau cred că undeva între 10-15 milioane de euro și am zis, eu mă pricep la digital, știu cum e cu online, imediat facem platforma. Adevărul este că am investit undeva de 50.000 de euro, tot ce înseamnă platformă, promovare, echipă, subiecte. Am luat profesori, am făcut subiecte, n-am copiat nimic, niciun subiect, cu desene, cu tot ce însemna acolo platforma asta. Am încasat 6.000 de euro. Ce să zic, m-am uitat așa, băi, o închidem sau mergem mai departe? Mergem mai departe, dar cum? Asta apropo de tema discuției, am schimbat modelul de business. Și n-am pus în prezentare, dar am schimbat modelul de business, ce sens? Am lăsat la liber testele, toată lumea poate să dea testele gratuit, fără să le mai cumpere. În schimb, începem și monetizăm din zona corporei. Adică facem teste de genul educație alimentară și profi a cumpărat o bani.